Ieria sărbătorilor de iarnă s-a sfârșit pentru elevii din Republica Moldova. După vacanța de iarnă, care a început la 24 decembrie și s-a încheiat astăzi, școlarii reiau orele din anul școlar 2012-2013. După o vacanță care a durat 2 săptămâni, astăzi, la 9 ianuarie, elevii au revenit la școală. În Raionul Glodeni, la ore, au revenit 6.561 copii. Elevii școlii primare Glodeni sunt bucuroși de revenirea la lecții și au așteptări mari de la semestrul 2 al anului de învățământ. În vacanță m-am distrat, patrasc sângheuța pe dirdelus și am ajutat bunei la pregătirea anului nou. Sunt foarte bucuroasă că am venit la școală. Mi-a fost dor de colegi, de învățătoare, de toți elevii. Ce aștepți de la semestrul 2? Aștept ca să examenele să fie bine trecute de noi, să trecem în clasa 5, acolo să învățăm foarte bine. Sunt bucuros că am revenit la școală și iubesc școală. De la semestrul acesta eu aștept note foarte bune. Am fost la patinare, la diferite parcuri de iarnă. Ce aștepți tu de la semestrul ăsta? Note mari, să fiu eminentă iarăși, să dau examenul cu bine și să trec mai departe în celelalte clase. Menționăm că Raionul Glodeni frecventează școala 6.561 de elevi. Următoarea vacanță pentru ei va începe în luna martie.